În calitate de președinte, prefectul Alin Isuf a condus ședința semestrială a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți. Pe ordinea de zi au fost trei subiecte care au vizat activitatea Comitetului Județean și a structurilor specializate în managementul situațiilor de urgență. La ședință a fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionica Negru. Comitetul Județean a avut o activitate destul de laborioasă, articulată, bine gândită. Deși nu ne-am confruntat cu fenomene care să le putem numi dezastre, totuși am fost încercați de multe astfel de fenomene. În mare, ca să fac un mic rezumat, care după aceea va fi detaliat de domnul inspector șef și de reprezentantul SGA, Apele Române, ne-am confruntat cu multe incendii de vegetație și cred că aceasta este problema numărul unu cu care ne confruntăm noi la nivel județean. De ce? Pentru că aceasta implică multă logistică, multe resurse financiare și umane din partea instituțiilor și de ce nu sunt riscuri majore pentru populație. De aceea cred că în cealaltă jumătate a anului 2022 o să trebuiască să regândim această strategie a noastră vis-a-vis de incendiile de vegetație și, cu părere de rău, acolo unde se impune, o să trebuiască să aplicăm legea. Dacă nu o să găsim, bineînțeles, înțelegere în comunitățile locale. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, un om implicat în activitatea sa și un bun profesionist, a concluzionat că, deși Mehedințiul s-a confruntat cu mai multe tipuri de risc manifestate, acestea nu au avut o amploare deosebită și au fost gestionate cu succes. Ne-am confruntat și cu sfârșitul de pandemie, care nu ne-a ridicat cei de probleme deosebite. Ne-am confruntat și cu problema imigrației din Ucraina. Nici aici județul nostru nu pot spune că a fost greu încercat, precum acele județe din zona transfrontalieră, zona de graniță cu Ucraina. Dar cu toate acestea, s-au făcut eforturi pentru strângerea de ajutoare materiale, bănești, sub formă de cazări și alte demersuri pentru a ajuta această populație imigrantă. Ne-am confruntat și cu probleme meteorologice, cu probleme hidrologice, multe coduri, portocalii, chiar și roșii, dar prin bune măsuri preventive, ca și în cazul celorlalte aspecte pe care le-am prezentat, a reușit să gestionăm cu bine situațiile, să le avem sub control și uneori pot spune că acele coduri nu prea s-au concretizat așa cum se anticipa. Dar e bine ca latura preventivă să domine fiecare aspect, fiecare provocare din cele pe care le-am discutat. Tot în această ședință a fost adoptată și hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru aprobarea planului de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice provocate de cutremure sau alunecări de teren. Ca efecte posibile, în cazul seism cu impact major, și acum vă spuneam și cu alte ocazii, practic, din punctul nostru de vedere, cel mai mare dezastru care s-ar putea produce pe teritoriul României ar fi în cazul unui cutremur. Ca și efecte posibile, cu impact major, ar putea fi afectați populația, construcțiile, clădirile de locuit, clădirile de interes și utilitate publică, clădirile administrative, clădirile de destinație comercială, infrastructura de transport rutier, rețelele alimentare, rețelele de comunicații, mediul natural, activitățile social-economice. Deci dacă la pentru celelalte tipuri de risc, în ceea ce privește activitățile social-economice, afectarea acestora se face sau se realizează într-un timp poate mai scurt, în cazul unui cutremur, acestea ar fi grav afectate pentru un timp mai îndelungat. Ca și alte posibile, ca și posibile efecte, în funcție de impactul major și de caracteristicile cutremurului, aici depinde mai multe condiții. În primul rând, magnitudinea, epicentru, adâncimea de producere, și o să vedeți că este foarte importantă adâncimea producerii cutremurului în România, caracteristicile solului,
raportate de asemenea la infrastructura de construcții. Știți foarte bine că avem la nivelul țării și o să facem și alte precizări în material. Avem un număr foarte mare la nivelul țării de clădiri care sunt construite până în 1978, când practic a fost, după cutremurul din 77, a fost realizat un normativ care practic face față, clădirile fac față din punct de vedere al construcțiilor la un cutremur de 8,5 pe scară Richter. Prefectul a mai precizat că în semestrul 2 trebuie acordată o atenție sporită gestionării incendiilor de vegetație uscată, care au un număr alarmant de mare și au afectat în semestrul 1 mari suprafețe din fondul agricol și forestier.